salutare, prieteni, ce mai faceți, ce mai ziceți? Sper că sunteți bine. Hai să-i dăm drumul la treabă cu știrile zilei și începem în forță cu mini-eroul verde, care, îmbrăcat de data asta într-o helancă neagră, ne-a anunțat, în timp ce se ținea să nu-l taie râsul, că dictatorul Kim, care, citez, ține 20 de milioane de oameni în sclavie, livrează nu doar armament nord-corean Rusiei, ci și carne vie, adică sclavii mai sus menționați, înarmați cu bețișoare ruginite probabil. Așadar, avem două componente ale axei răului angajate în lupta contra forței binelui, care luptă doar cu soldați ucraineni certificați, ce vorbesc în diverse limbi doar pentru că vor să ne arate că ei sunt ucraineni jet-be-jet și poligloți, nici de cum merg și anume cenari străini. Dar la ce mai sunt buni micuții lui Kim? Ei îi înlocuiesc în fabrici și uzine pe bărbații ruși care au vacantat locurile de muncă deoarece s-au dus să lupte în Ucraina și au fost eliminați de eroii planetari. Apar mai multe întrebări. Cum se înțeleg soldații nord-coreeni cu omologii ruși? Învață ei rusă sau rușii învață corean? Altă întrebare. Oare soldații coreeni sunt recoltați pe model Odessa de pe străzi cu duba neagră? Sau se duc de bunăvoie? Oare soldații coreeni, care sunt ținuți prizonieri de Kim, după cum ne-a explicat domnul Zelenski, se luptă pe bune sau se predau repede ca să acceseze o pușcărie mai occidentală, mă rog, model ucrainean, deci nu tocmai de 5 stele? La finalul minciunii, pardon, al cuvântării, toată asistența s-a ridicat în picioare și a aplaudat furtunos prestația actoricească a micului Churchill. Am ciulit urechea și parcă am auzit în fundal și niște scandări, culmea, în limba română. Ceaușescu reales la al 14-lea congres. Citat exact din Zelenski. Ucraina este în război cu Rusia, Iran și Coreea de Nord. Favoritul nostru tocmai a declarat război din greșeală Iranului și Coreei de Nord. Știți vorba aia. Capul face, capul trage. Numai că în cazul lui Zelenski mă tem că mai degrabă nasul face. Snif, snif. Și nu trage capului, ci trage capul poporului ucrainean. Lăsând gluma la o parte, sper că știți că Ucraina nu a declarat război Rusiei și nici invers. Rusia desfășoară doar o operațiune mai specială și Zelenski o contraoperațiune specială și ea. Însă, pe aceeași logică, Rusia este în război cu vreo 50 de țări, printre care una mai lată decât restul de 49. Statele slăite ale Americii. Slăite de război, desigur. Dacă mai insistă mult ăștia cu narativul Coreea de Nord, o să ajungem la concluzia că războiul este între Statele Unite și Coreea de Nord. Americanii folosind ca proxy Ucraina și nord-coreenii ca proxy Rusia. Pe sistemul, bă, ne urâm. Dar suntem departe, pe două continente diferite. Cum procedăm? Păi, găsim două țări cu graniță comună și ne batem prin intermediul lor, preferabil pe alt continent. Da, merge. Kyiv Independent deja a început recensământul nord-coreenilor cu lopeți, ci că ar fi vreo 10.000. Bă, slăbuți, eu zic să mai bage în ele că nu dau de la ei. De altfel, chiar ziariștii de la Independența Kievului spun că nu au dovezi, dar știu ei. Citesc din articol, deci pun ghilimele. Un indicator clar al prăbușirii puterii militare a Rusiei din ultimii 2,5 ani este faptul că trebuie să se roage, să împrumute și să cumpere ajutor de la Coreea de Nord. Russia is having to beg to borrow and buy support from North Korea. Afirmația este de fapt făcută de un fost atașat militar britanic la Moscova în perioada 2019-2022. Deci, hei, avem o sursă de încredere, chiar mai de încredere decât legendarii cercetători britanici. Putin is begging, please North Korea, help me, help you. Hai, Kim, te rog eu, dă și tu niște soldați pentru cauză, că suntem colegi în axa răului.
după ce Rusia va câștiga războiul, NATO va spune că rușii nu au câștigat. A câștigat China, care le-a dat tehnologie, Iranul, care le-a dat drone, Coreea de Sus, care le-a dat obuze ruginite, și Ucraina, care le-a dat gratis chipuri, cu tot cu mașinile de spălat aferente. Și uite așa, băgăm Ucraina în rândul învingătorilor. Slava! The Telegraph, deci atenție, nu Russia Today, ci The Mighty Telegraph, ne anunță că Rusia a cotropit jumătate din teritoriul pe care Ucraina îl eliberase în regiunea Kursk. Asta a fost traducerea mea sufletistă, titlul de fapt sună așa. Russia retakes half of lost Kursk territory in blow to Zelensky. Nu știu ce vrea să însemne asta și mi-e și teamă să traduc. Deci, operațiunea ne mănâncă în Kursk, dar Putin ne scarpină, înregistrează o rată de succes de 50% în procesul de scărpinare. Încă puțin și Ucraina se va trezi cu o nouă armată rusească la graniță, într-o regiune care nu era amenințată de ruși înainte de gloriosul mars spre Moscova, momentan fâsăit. Great job, Zelensky! Daily Express, probabil cea mai antiputinistă publicație britanică din galaxie, ne delectează cu următorul titlu. Armata britanică crede că Kievul este pe punctul de a fi înfrânt. On the verge of losing. Publicația citează oficial din armata britanică care au dorit să-și păstreze anonimatul din motive lesne de înțeles. În articol citim așa. Am vorbit cu un ofițer britanic astăzi, mă rog, ei folosesc expresia Very Senior British Army Officer. Și acesta mi-a spus că Ucraina este pe punctul de a pierde războiul cu Rusia și că, citez iar, e o chestiune serioasă. Serioasă în sensul de gravă. CNN ne anunță că Biden se va duce la Berlin, unde va convoca la ordin 3 lideri europeni. Macron, cel micron, Starmer, cel britanic și Scholz, cel pirat. Cei patru lideri mondiali vor discuta despre proiectul Ucraina. Aștept cu interes desfășurătorul discuției dintre cei patru crai de la apus, dar cred că rezumatul ar putea fi redus la un singur cuvânt. Smiarc. Sau poate și sfor, dacă adoarme moșul. Politico ne răsfață și el cu următorul text. Ucraina vrea ca SUA să doboare rachete rusești, așa cum face în Israel cu rachetele iraniene. Dar răspunsul dur pentru Ucraina e că Rusia are arme nucleare, în timp ce Iran n-are. Interesantă scuză. Austin și Blinken au băgat frica în Netanyahu. Atenție la violența limbajului. Citez dintr-un document semnat de cei doi. Dacă Netanyahu nu va permite de îndată ca ajutoarele umanitare să ajungă în Gaza, atunci Statele Unite vor sista pe loc aprovizionarea cu arme a Israelului. Este că sunteți impresionați până la lacrimi? Ce oameni fermi nu se joacă, zici căs de cremene. Iar acum ascultați citatul mai exact, căci am exagerat eu mai devreme. Dacă Netanyahu nu va permite în următoarele 30 de zile ca ajutoarele umanitare să ajungă în Gaza, atunci Statele Unite ar putea, repet, ar putea ia în considerare întreruperea aprovizionării cu arme a Israelului. Fâs! O formă de viață josnică, mică și slăbănoagă. Sau, în engleză, small, puckish, low life. Cum vi se pare această caracterizare? Ei, aflați că așa s-a exprimat Bojo the Clown, cunoscut și după porecla Boris Johnson, la adresa lui Putin, în cadrul unei furtunoase discuții telefonice despre situația din Ucraina. Altă secvență din 2021, când Bojo era premierul perfidului Albion. Atunci a zis lui Putin la telefon că nu are niciun motiv să invadeze Ucraina, deoarece Ucraina nu va fi primită prea curând în NATO. No way Ukraine is joining NATO anytime soon. Putin a ciulit urechea și l-a năucit cu o întrebare mieroasă. Deci nu curând, dar totuși când? Nu în viitorul apropiat, i-a spus Bojo rusului. Not in foreseeable future. Boris era convins că Putin a vrut să-l înregistreze zicând niciodată, never.
dar dacă ar fi zis așa ceva, atunci ar fi fost o recunoaștere a înfrângerii neînvinsului NATO. Deci, beata Ucraina e doar un pion însângerat de orgolile golanilor planetari. Asta este. Toate aceste secvențe urmează să fie cuprinse într-o carte cu titlul Război, War, care va fi publicată curând și care conține interviuri cu Boris cel Mare, făcătorul de războaie. Reuters ne distrează cu următoarea știre și chiar urlătoarea știre că trece uliția. Titlul: Ucraina solicită Braziliei să-l aresteze pe Putin dacă acesta va veni la summitul G20 din noiembrie. Stai liniștit, Zelenski la G20 se va duce Lavrov și pe ăla nu-l arestează nimeni pentru că latră tare și mușcă rău.